bună ziua! Uite, este încă caldă. Ia uitați-o cum arată. O să o facem împreună. O să o împletim astăzi. Suntem aici alături. Ia uitați cum arată. Ia uitați-o cum arată în interior. Pâinica. E bună, bună. Ia uitați cum arată. Aluatul, să știți că este foarte bun. Să-l încercați. Eu l-am lăsat să crească până și-a dublat volumul. Uitați-l cum arată. Vedeți, am luat-o. Și scoatem și punem pe masă aluatul. Acesta este aluatul și așa, îl întindem. Se vede, se vede, nu? Așa. Îl întindem și îl împăturim mai întâi. Aici am un cântar ca să-mi cântăresc pentru pâine. Deschidem și cântărim așa, ia să vedem. Și o să facem 4. Așa, și le întindem așa puțin. Și întindem. Și le punem așa aici. Le lucrăm în același timp pe toate. În aluat, în compoziția aluatului, așa, și punem. Și acum ne formăm șuvițele pentru pâinica noastră împletită. Așa. Întindem așa. Și acum ne formăm prima șuviță. Așa. Și o punem așa aici. Și acum întindem pe cealaltă. O să o pun așa înclinată. Așa. Și acum facem șuvița. O avem și pe a doua. O așezăm așa aici. Întindem a treia. Și avem nevoie de 4 șuvițe.
Și întindem din nou. Întindem, răsucim. Așa. Și așezăm așa aici. Și întindem și pe patra. Așa. Și o răsucim și pe a patra. Așa. Acum o luăm pe prima. Așa. Am făcut-o pe prima, o facem pe a doua. O facem pe a treia, apăsăm puțin așa să se lipească. Așa. Și pe a patra. Să aibă cam aceeași mărime la lungime. Așa. Și acum ia să punem așa, să le împletim. Vedem dacă se vede. Așa. Să întorc invers. Așa. Le unim așa aici și o să tragem. Deci o punem pe a treia de aici sau a doua spate, prima de aici aici și apoi aceasta o dăm în jos. Așa. Acum o luăm pe aceasta și o punem aici. O să le strâng. Așa. Închidem. Le strângem așa bine. Așa. Ia uitați cum arată. Și acum îl punem în tavă. O să-l pun tot aici în tavă. Vedeți? Așa, o să-l pun aici în față. Aici. Și avem ou. Și cu puțin lapte. Și punem puțin lapte aici, înăuntru, cam o linguriță. Și apoi cu pensonul amestecăm așa bine. Și dăm pe deasupra. Așa. Și ungem așa bine. Și acoperim, ori cu prosopel, ori cu folie alimentară și lăsăm să crească puțin și după aceea dăm la cuptor. Așa. Și lungem bine, bine, bine. Așa. Acum luăm puțin mac. Eu îmi pun așa pe mână puțin.
Așa. Am împletit, acum așteptăm să crească. O să punem puțin... Ia uitați, eu îi pun folie alimentară. Așa, rupem și punem deasupra. Și îl lăsăm să crească puțin. Ia să vi-l arăt așa cum arată, ia uitați-l. Vedeți? Asta este la jumătate. Este micuț, micuț. Deci am făcut din 80. Am făcut... am făcut firul. Așa. Și acesta este făcut dublu. Dublu adică la greutate. Firul este de 150 de grame. Și mi-a ieșit mai mare. O să iasă pâinica la jumătate. Așa. Și acum punem să crească. Lăsăm. Se rupe. Este bună, bună. Bună, bună, bună. Mai lăsăm puțin. Și după aceea îi dăm la aluatul. Și pâinica de astăzi este cea asta. Ia uitați cum arată. Ia uitați cum arată. Ia să mai rup să vedeți cum arată. Aceasta este pâinea, este foarte, foarte bună. Sper să vă placă rețeta. Să încercați această împletitură în patru. Este, ați văzut că se face foarte simplu ca să rămână toate aceste forme pe deasupra. Ia uitați cum a venit. Pâinică bună și gustoasă.